Deși vedem pe rețelele de socializare sute de postări din concedii, uităm faptul că un procent redus din populație pleacă în vacanță. Mai mult, conform unui studiu, cele mai multe familii cu venituri mici din România nu au posibilitatea de a pleca niciodată. 87 dintre românii cu venituri mici, adică aproape 9 din 10, nu își permit să plece într-o vacanță, arată ultimul raport al Eurostat. Mii pe economie nu își permit. Unii poate da, unii nu. Cât de greu este în România să aveți un concediu? Destul de greu. În afară cu alte, comparații cu alte țări, da, foarte greu. Vorbind de salariu, nu cred că își permit. Foarte puțini români își permit așa ceva, pentru că sunt scumpe cazările la hotel, biletul în general e foarte scump. Și nu... Față de oamenii din Occident, cum credeți că este viața română? Foarte grea. Românii trăiesc, deci marea majoritate a românilor trăiesc de pe o zi pe alta, asta este adevărul. În mod normal, nu foarte mulți, dar dacă vă uitați, litoralul este plin, toate stațiunile montane sunt ocupate, plus celălalt. Deci, probabil că există totuși un echilibru și există prețuri și pentru toată lumea. Lângă faptul că cu pandemia, Horeca asta, deci în general firma asta, Horeca, hoteluri peste tot, vor să scoată banii pe ce au pierdut. Și românii, foarte mulți, pleacă în Bulgaria, unde prețul e foarte ieftin față de România și au și alte condiții. Și în țară, aici așa la noi, nu mai nici pe compruri, dacă te duci, abia te descurci. Să găsești camere pe unde, așa la pensiuni de ăștia private și acolo e scump. Câte persoane cu minimul pe economie credeți că își pot permite o vacanță? Foarte puține, foarte puține. Sau dacă își permit, merg pe cont propriu cu mijloacele lor proprii. Își au un cort, să duc și ei pe marginea unei ape, sau tot așa dacă găsesc undeva la pensiuni de ăștia mai... de o calitate mai slabă. În timp ce unii oameni își petrec concediul în diferite locații, departe de case, ori în afara țării, alții nici măcar nu visează să își facă o vacanță. Principalul motiv ar fi lipsa banilor din cauza salariilor mici din țara noastră.